Na, oare ce se întâmplă cu Bitcoinul? Că ăsta e reperul nostru suprem atunci când vine vorba de piața cripto, când vine vorba de stilul în care investim. Bitcoinul îi supremația. Bitcoinul dictează tot ceea ce se întâmplă în spațiu cripto. Așa că cel mai bun reper atunci când vă treziți dimineața după ce v-ați spălat pe față și pe dinți și ați fost la WC-ul și ați mai făcut ce ați mai avut voi, deschideți CoinMarketCap-ul și vă uitați la Bitcoin. De ce? Pentru că el dictează cum merg lucrurile. Dacă Bitcoinul crește, altcoin-urile sunt după el. Însă Elrondul sfidează Bitcoin. Bună dimineața și bun venit în cadrul Grecu Media. Aici învățăm despre piața cripto și cum să facem bani din piața cripto. Așa că dacă îți place spațiul cripto și tehnologia blockchain, asigură-te că te abonezi pe unul din canalele noastre, în special aici pe YouTube, apeși clopoțelul ca să nu ratezi nimic, efectiv nimic. Pentru că dacă ratezi canalul ăsta, ai ratat șansa ta spre prosperitate. Da. Deci Elrondul reușește să sfideze cam tot ce se întâmplă în momentul de față cu Bitcoinul. Iar Benny Mincu spunea într-un interviu că atunci când Bitcoinul va scădea și Elrondul va urca, lucruri mari se vor întâmpla. Bă, da, am reușit să fac și o rimă. E bun. Dacă mi-a ieșit și rima asta, e super, super fericit. Vreau să vă mai prezint anumite proiecte destul de interesante cu potențial uriaș de creștere în următoarea perioadă. De pildă, proiectul D-Race. Bă, dacă vă uitați la proiectul ăsta, e foarte, foarte interesant. Au și NFT-uri pe OpenSea și nu au puține și nu sunt ieftine și lumea cumpără și volumul de tranzacționare pe NFT-urile lor crește tot mai mult, dar puteți să verificați lucrul ăsta sau validitatea lucrului ăsta în piață, adică să vă uitați daily la ce se întâmplă cu NFT-urile lor. Moneda lor e cu mega potențial. Ăștia practic rezolvă exact ca și numele, D-Race, practic curse de cai, da? Sub forma, adică le-au dat și un token, așa pe înțelesul tuturor, adică o monedă, și au și NFT-uri. NFT-urile practic au o utilitate, adică fiecare cal pe care tu ți-l iei acolo are o utilitate, pentru că poți să-l pui să concureze și să-ți producă bani. Da, poți să pariezi pe cai ăștia și mi se pare mega, mega super interesant. Al proiect cu minim de 20x, cred că am exagerat un pic, minim de 10x până anul viitor, Vulcan Forge Peer. Deci ăștia super tare, au un marketplace cu NFT-uri și au un potențial mega, 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 wow. El Salvadorul, dar îmi place efectiv cum schimb subiectele așa, bam, 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 sar dintr-unul într-altul. Cam multe idei în cap și nu știu dacă reușesc să le comprim într-un videoclip. El Salvadorul are o adopție fantastică. Deci, au făcut un Bit City, un Bitcoin City, în care efectiv mergi aproape pe unde vrei tu și plătești cu cripto, mai exact cu BTC-ul. E fantastic ce se întâmplă. Uitați-vă și în Australia, de exemplu. Chiar am lăsat știrea asta pe Instagram, într-o postare, într-o poză. Senatorul australian, o femeie, Jane, mi se pare, dacă nu greșesc, se luptă foarte mult acolo cu camerele lor
da, din guvern pentru a aduce practic adopția cripto și în Australia. Pentru că ăștia din Australia spun că tot ce înseamnă piața cripto e ceva mega speculativ în momentul de față, e ceva super volatil și îi volatil, dar e doar un hype acum de moment și lucrurile o să dispară ușor, ușor, o să se dizolve, lucrurile o să se așeze, bursa rămâne de champion și lucrurile o să revină la normal. Iar femeia asta încearcă să le spună, prin tot merge la emisiuni, interviuri și mai departe, să le spună că tehnologia blockchain îi aici, spațiu cripto, spațiu care e atașat în tehnologia asta, e și el aici, nu o să plece prea curând. Lucrul ăsta, chiar dacă deranjează multe națiuni importante, femeia încearcă să le explice că nu o să plece de aici prea curând. El, adopția cripto e aici pentru a crește tot mai mult de la zi la zi și pentru a rămâne. Elrond-ul face ceva fantastic, iar am sărit. Bă, Robert, ce tot sare atâta, mă? Da, Elrond-ul face ceva fantastic, minunat, și anume reușește să flipuie, da? Pentru un moment o flipuit și Algorand-ul. Deci e formidabil, e formidabil. Ca să reziste acum la toată avalanșa asta pe care o declanșat-o, o să fie nevoie pentru listări serioase și chiar masive pe Maiar. S-au băgat într-un joc puternic, dar cu siguranță, chiar discutam în dimineața asta cu unul din asociații mei, cu siguranță ei au gândit lucrurile astea mai dinainte. Ei sunt ani de zile above us, adică peste noi, cu ce au pregătit și așa mai departe. Au cei mai buni profesori cu care nu sună bine. Au cei mai buni profesori alături de care reușesc să elaboreze cele mai bune strategii. Cele mai bune strategii pe partea de cripto, analiză și cum să poziționeze fiecare detaliu particular pentru a excela. Ori gândit acum un sistem prin care în următoarele două săptămâni se produc bani masivi, adică prin Maiar, punând la staking MEX cu Elrond. Și iar acolo sunt o grămadă deja de strategii pe net, cum să împarți procentajele și așa mai departe. Nu intru în subiectul ăsta, că mai povestim jumătate de oră și probabil că deja v-am plictisit destul de mult. Da. Într-adevăr, Elrond-ul îi genial. Mie îmi place de Elrond și cu fiecare ocazie nu ezit să vorbesc de mega proiectul ăsta. Un alt lucru despre care am vrut să discutăm și să îl disecăm e Baby Cardano. Atât de rău îmi pare pentru toți fanii Cardano. Și da, știu. Robert, ce vorbești de Cardano? E proiect masiv, Charles Haskinson la mijloc, unii din giganții și din oamenii lui Vitalik, puternici, cofondator al Ethereum. Mama mia, ce reușește să facă acest Charles Haskinson. Nimeni nu descalifică ceea ce a făcut Charles Haskinson și până la urmă, cine sunt eu să spun ceva de Cardano? Păi vreau să spun. Proiectul mi se pare super relevant long term. Însă, ce-au făcut lunile astea? În afară de 12 septembrie, când au anunțat lansarea smart contracturilor, da, și au înregistrat o creștere nu semnificativă, câteva procente. Să fim serioși, lunile astea când au fost bull run-ul destul de puternic, Cardano ce face? Merge în jos, e la 1,7, 1,8 dolari. Are creșteri de 10%, 20%. Păi ce e asta în spațiu cripto? Nu înseamnă prea mare lucru. Nu zic că nu e eficient lucrul ăsta, dar nu înseamnă prea mare lucru. Sunt proiecte care ne fac în
20 de minute, 20%, să fim serioși. Uitați-vă ce s-a întâmplat în ultimele luni, uitați-vă la Shiba, de pildă luna trecută, că o surprins Toma Pamondu. Să fim serioși, adică îmi pare rău pentru investitorii în Baby ADA, în momentul de față. Cel puțin mă refer acum în ultimele luni. Și da, nu-mi pasă dacă o să fiu super criticat că vorbesc de ADA Cardano, vorbesc chiar poate ca unul care are investiții în ADA Cardano. Am investit, dar pur și simplu long term. Și da, am făcut o investiție și de ce neapărat? Nu pentru că îmi place neapărat extrem de mult, dar am plasat niște bani să fie și acolo. Dar îs pregătit oricând să mă înșel. Îmi asum tot ceea ce spun și îs pregătit în aceeași măsură să greșesc, da? Dacă greșesc, am acolo o mică investiție care să meargă practic să mă contrazică. M-am asigurat efectiv de lucru ăsta. Legat de Bitcoin, ca să revenim, mai ales pentru cei începători, vreau să înțelegeți lucrul ăsta. Corecțiile sunt absolut normale. În piața cripto, corecțiile sunt absolut normale. Mi se pare anormal ca un proiect care e destul de serios să, sau doar să crească. Mi se pare ceva putred. Să-l vezi numai că are o creștere efectiv 2-3 luni de zile. Nu merge, mai ales cu Bitcoin-ul. Bitcoin-ul e un gigant, Bitcoin-ul dictează spațiul ăsta cripto. Dar toate lucrurile sunt legate și dictate aproape de Bitcoin și de ce face el. Da, deci corecțiile sunt absolut normale și în general cei care la început de drum se sperie de aceste corecții. Însă în realitate ele sunt normale și fără de corecțiile astea piața nu ar câștiga, spațiul cripto nu ar câștiga. E normal ca Bitcoinul să aibă o corecție în momentul de față. Am mai văzut o corecție anul ăsta în bear market și s-a dus sub 30.000, da? După care iar a urcat, iar a venit puțin jos, a făcut un nou OTH, un nou all-time high și acum are din nou o corecție. Deci nu ne panicăm, corecțiile sunt absolut normale. Nu vindeți atunci când piața e jos. Foarte multe lume spune lucrul ăsta, însă nu știu cât înțelegeți. Dacă vreți să aveți parte de prosperitate, dacă vreți să aveți parte de profituri în spațiu cripto, da? Nu vindeți atunci când e jos, nu vă speriați. Din contră, fiți inteligenți și mai investiți. Da? Investiți. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final. Au trecut 13 minute în care eu nu m-am oprit din vorbit, dar sunt aici pentru voi, sunt aici să învăț și eu de la voi. Aici e canalul nostru a tuturor, învățăm împreună în cadrul Grecu Media și da, într-un alt clip vreau să vorbim, poate mâine, poate poimâine, despre cum analizăm un proiect. Ce părere aveți de lucrul ăsta? Vreau să vorbim despre cum analizăm un proiect. Cum vedem dacă un proiect e bun? Cum vedem dacă e cu potențial? Cum facem diferența într-un proiect care pare să fie o excrocherie și într-un proiect serios? Așa că, până data viitoare, vă salut cu mult respect. Vă mulțumesc tuturor celor care vă abonați și nu doar aici, pe toate platformele, TikTok, Instagram, pe YouTube aici și efectiv mă simt și sunt în același timp super recunoscător pentru fiecare om care jăpește din timpul lui să se uite efectiv la tot ceea ce eu spun legat de spațiu cripto, la tot ceea ce eu recomand. În același timp aveți grijă de banii voștri și trebuie să vă gândiți că, sau să nu luați neapărat ca
financial advice, da? Ca sfaturi financiare, tot ceea ce spun. Banii voștri sunt banii voștri, voi aveți deplin control asupra lor, luați lucrurile pe care eu le spun, cu siguranță nu toate sunt cele mai eficiente și sunt multe păreri care sunt exclusiv ale mele, dar luați ce vi se pare vouă că e eficient și bun din tot ceea ce spun. Toate cele bune, să avem o zi super eficientă!